găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Litiaza renală sau piatra la rinichi? Caracteristici, tratament, prevenire. În partea a doua a materialului privind acest subiect. Turismul dentar, un concept care câștigă teren cu pași repezi în România. Efectele terapiilor prin biorezonanță asupra alergiilor, afecțiuni rebele de multe ori la tratamentul clasic. Recomandările nutriționistului în scopul prevenirii problemelor digestive în perioada Paștelui. Peste 2 milioane de români suferă de boli ale rinichilor. Un procent important dintre aceștia prezintă litiază renală sau piatră la rinichi, cum se spune în popor, iar boala nu ține cont de vârstă. Calculul renal, cum numesc medicii piatra care afectează rinichiul, este o urmare a stilului de viață, dar are și cauză genetică. Tratamentul este dictat de cauza care duce la formarea pietrei, dar și de mărimea acesteia. Caracteristicile litiazei renale, tratamentul și, foarte important, cum se poate preveni formarea pietrelor la rinichi, explică dr. Dionisie Dubinciuc, medic primar medicină internă, specialist nefrologie. Linie terapeutică. Dacă este litiază mică, parte de antispastice, antialgice și antiinflamatorii. Dacă litiaza este mare, degeaba te mai joci cu medicamentele, că nu faci mare lucru. Îl dai pacientul urologului și îl rezolvă. Sau litotriptor, aparatului de distrus, pietre, care ți-l rezolvă în una, două sau trei ședințe maxim. De exemplu, dacă aș avea un pacient cu litiază urică, în primul rând, prima manevră care aș face-o, aș face acidifierea urinei, aș schimba pH-ul la urină. Pentru că prin schimbarea pH-ului nu mai favorizez apariția calculului. Iar pacientul îi spune așa, dragul meu, scoți mătăluță alcoolul pentru o perioadă, deși un pic de bere, se zice că chiar există o clinică, parcă în Praga, care folosește foarte bine berea în terapia litiazei renale. După aia vezi că carnea de pui, de ied, de miel, de vițel este contraindicată în boala matale. Spanacul și sparanghelul ar fi bine să-l cam reduci. Mazăre, linte, bov, fasolea, vorba cântecului, nu prea sunt făcute să le mănânci dumneata. Dacă litiaza este de oxalat de calciu, păi în ce găsim calciu? În alimentația proteică. Și aici ce avem? Cărnuri, brânzeturi, lactate, ouă și așa mai departe. Astea proteinele animale bogate în proteine de forță. Reducându-i proteinele, în același timp îi reducem calciu, îi reducem fosfații, pentru că și calciu și fosfații participă la un moment dat la geneza pietrii la rinichi. Reducându-i elementele cauzale, reducem apariția bolii. Sau, măcar, microdimensionarea litiazei, pe care o poți trata altfel dacă ai calcul de 2, 3, 4, 5 cm. Cam așa ar trebui vorbit cu pacientul. După aia îi spui așa, vezi mătăluță că atunci când e foarte cald, îți trebuie lichide mai multe. Pentru că te deshidratezi și deshidratarea duce la... Sau, organismul ca să elimine toate produsele de dau calciu și fosfor și tot felul de minuni din astea, care sunt compozitele pietrei,
trebuie eliminate. Și ca să le elimini, trebuie să-i dai solvent rinichiului. Solventul din ce-l iei? Din apă, de obicei plată, în care pui o felie de lămâie, nu? Din ceai cu lămâie, supe, ciorbe și așa mai departe. Deci asta e discuția pe care o ai cu pacientul. Pentru a preveni apariția sau reapariția pietrei la rinichi. Nefrologia se ocupă de partea medicală a rinichiului și delitiază până la câțiva milimetri, iar urologul de partea chirurgicală a rinichiului, vezi, litiază renală cu de dimensiuni mari, cu calcul de dimensiuni mari. Aș mai aminti aici rolul medicului de familie. Medicul de familie va trebui să stea foarte bine, să fie prietenul mai apropiat al pacientului și să-i tot explice, prin repetiție, dacă este nevoie, rolul factorilor genetici în apariția litiazei renale. Și cum poți preveni litiaza renală? Ce nu trebuie să bei, ce nu trebuie să mănânci, unde nu trebuie să faci abuz, ce nu trebuie să exagerezi în regimul alimentar pentru a nu face litiază renală. Și în consultația pe care o face, în fugă, că sunt mulți la ușă, e bine să nu scapi niciodată să-i spui pacientului că multe alimente pe care le crede prieten sunt dușmanii lui, pentru că îi creează tot felul de probleme. Și îi lovesc inima, și îi lovesc plămânii, și îi lovesc ficatul, și îi lovesc rinichii, și îi lovesc tot organismul. Turismul dentar, un concept aplicat la ora actuală cu rezultate promițătoare în țara noastră. Întrebarea este ce le oferă clinicile stomatologice din România pacienților care vin de la mii de kilometri distanță. O să vedem imediat ce anume impulsionează acest gen de turism medical. Cu detalii, dr. Irina Trosca și dr. Andrei Dumitru, medici dentiști, competență implantologie orală. Primul pas pe care trebuie să îl facă este să ne contacteze. Apoi, noi le indicăm să ne trimită o radiografie panoramică pentru schițarea unui plan de tratament. După ce am făcut acest lucru, stabilim o programare pentru a veni în clinica noastră. După ce știm detalii legate de sosirea lor la aeroport, îi vom aștepta acolo și îi vom transporta la hotel și apoi în clinică pentru definitivarea planului de tratament. Mai trebuie precizat că, după analiza radiografiei panoramice, odată cu planul de tratament, se face și un deviz estimativ al costurilor tratamentelor stomatologice. De asemenea, clinica îi prezintă pacientului variantele de cazare de care dispune. În funcție de bugetul fiecăruia, avem mai multe hoteluri cu care colaborăm și la care pacienții pot beneficia de reduceri substanțiale. O altă opțiune ar fi cazarea în spațiile puse la dispoziție de clinica noastră, cazare care este gratuită pe toată perioada tratamentelor stomatologice. Am implementat un concept de reabilitări orale într-o singură etapă. Pentru aceasta folosim materiale de cea mai bună calitate, folosim sisteme care sunt cunoscute, sisteme de reabilitare orală totale, cum este sistemul Fast and Fix sau sistemul de implanturi zigomatice, care permit refacerea rapidă a danturii într-o singură zi. Aceste concepte de sisteme sunt cunoscute și în afară, sunt cunoscute în întreaga Europa. Majoritatea pacienților care vin aici pentru astfel de tratamente cunosc foarte bine aceste sisteme, cunosc succesul de care se bucură ele în afară și vin aici doar pentru faptul că prețurile sunt
mult mai mici, iar calitatea serviciilor, calitatea materialelor, calitatea implanturilor sunt aceleași, pentru că aceste implanturi sunt implanturi fabricate în țări din Uniunea Europeană, în Germania, în Elveția, iar standardul de calitate este același în toate țările Europei. Competența medicilor dentiști români, specializați în an și an de studii în țară și străinătate, aparatura ultraperformantă cu nimic mai prejos decât cea din clinicile din Occident, calitatea materialelor utilizate. Acestea sunt punctele forte ale turismului dentar în țara noastră, pentru care optează pacienții care vin de peste graniță, dar și din orașe din România, aflate la sute de kilometri distanță. Nu este o diferență de dotare și de pregătire a medicilor între clinica noastră și orice clinică de top din vestul Europei. Investim foarte mult în pregătirea medicilor și în dotarea clinicii. Este foarte important ca să le oferim pacienților cele mai bune tratamente. Un element deosebit de important în turismul dentar este însă prețul practicat pentru serviciile medicale. În România se practică prețuri cu până la 70% mai mici decât în vestul Europei. Să luăm exemplu Anglia, care este țara în care tratamentul stomatologic este cel mai scump. O obturație de canal, prețul mediu în Anglia este de 160 de euro, iar în România echivalentul la 40 de euro. Vedem că este o diferență semnificativă. De exemplu, prețul unui implant convențional în țară ajunge la echivalentul a 500 de euro, iar în afară aproximativ 1500 de euro. Și în cazul sistemului de implanturi fast and fix, diferența de preț este una apreciabilă, aproximativ de 3 ori mai mică ca în vestul Europei. Serviciile de medicină dentară pe care le oferim în cadrul turismului dentar cuprind lucrări protetice, tratamentele endodontice, terapii dentare, dar și tratamente chirurgicale complexe de reabilitare orale totale, utilizând sisteme speciale de implanturi, sisteme, concepte europene, cum sunt sistemul Fast and Fix, care permite reabilitări orale rapide, sau sistemul de implanturi zigomatice. Clinica Livia Dent din București asigură toată gama serviciilor stomatologice în cadrul turismului dentar. Medici specializați acordă consultații și tratamente la cele mai înalte standarde profesionale cu ajutorul aparaturii ultraperformante. Clinica Livia Dent pune la dispoziția pacienților mai multe variante de cazare, atât în hoteluri din București, cât și în spațiile proprii. Efectele curative ale terapiilor prin biorezonanță asupra alergiilor și recomandări în scopul prevenirii problemelor digestive în perioada sărbătorilor pascale. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Printre bolile rebele la diagnosticarea și tratamentul prin metode clasice se numără și alergiile. Medicina complementară vine să compenseze aceste lipsuri cu ajutorul biorezonanței. Potrivit estimărilor, peste 60% dintre alergiile care nu răspund la medicația alopată sunt tratate cu succes prin biorezonanță. Cu detalii despre această metodă terapeutică vine specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. Avem ziarele de medicină complementară, le-am adus acum recent de la München, în care se vorbește, și aici sunt numai medici de medicină clasică, sigur sunt foarte mulți medici care dau declarații în comentarii în ziarele respective de specialitate și în care recunosc că
a fost aproape un șoc în care s-au confruntat cu aceste terapii prin biorezonanță bicomoptima, eu vorbesc de sistemul în care lucrez, și au rămas uimiți de rezultatele pe care le-au obținut. Deci, spun, n-aș mai renunța vreodată în beneficiu pacienților mei la acest gen de terapie, pentru că este neinvaziv, este foarte ușor, se poate lucra atât cu copii, cât și persoane în vârstă, persoane în etate, nimeni nu are nicio greutate, nu pixelim, nu producem nimic care să-l poată deranja pe pacient și este o terapie foarte plăcută și efectele le vede pacientul după prima ședință. Noi, în medicina complementară, prin aparatele de biorezonanță bicomoptima, avem posibilitatea, cu programe speciale, să intervenim atât pe... Foarte des avem pacienți cu alergie la alimente, din care cafeaua, peștele și ouul, laptele, făina sunt cele mai agresive, după care aș zice părul de animale, cel de pisică, mai ales dacă persoana respectivă are și o alergie la florile de primăvară. Foarte des și în ultimul timp avem pacienți cu alergie la cafea, dar pacientul dorește să consume cafeaua, deci noi trebuie să-l ajutăm prin alte programe de a suporta. Întâi, sigur, se fac acele de sensibilizare energetică. Pacientul trebuie să-i dăm informația ca și la intoleranță de a învăța organismul, trebuie să învețe să suporte alimentul respectiv și asta o facem prin programele noastre. Asta e specialitatea noastră, sunt programe speciale cu aparatele respective. Biorezonanța acționează într-o gamă extrem de largă de factori alergeni, de la florile pomilor, la parfumurile și loțiunile corporale, de la acarienii și praful din casă, la părul animalelor de companie. Noi încercăm, desigur, întâi desensibilizarea energetică, aducem de cel mai multe ori chiar părul de la animalul respectiv, în general pisica, câinele, și reușim să facem această desensibilizare energetică, după care copilul poate să conviețuiască cu animalul respectiv. Sau chiar acele epitelii, mătreața, care se ia odată cu părul, este foarte importantă în terapie. La această metodă de terapie pot apela și persoane alergice la anumite medicamente sau la unele metale. De asemenea, sunt tratate alergiile provocate de înțepăturile de insecte, precum albinele, dar și reacțiile alergice provocate de paraziți. Noi trebuie să știm că paraziții lasă în organismul nostru informația lor energetică, deci vibrația lor energetică, deși ei concret nu mai sunt, se pot face dovadă prin analizele respective. În schimb, informația a rămas și noi trebuie să lucrăm pe această informație, să învățăm corpul să anhileze și să uite informația lăsată de paraziți. Terapia prin biorezonanță dă rezultate și în cazuri ceva mai speciale de alergii. Am iar un pacient care are fibromialgie, deci practic este dureri în tot corpul, care se mută, au asemănare mare cu durerile reumatice, este alergie la propriul acid lactic. Deci prin mișcare pacientul, mușchii produc acid lactic și el dă o reacție alergică la acest propriul lui acid lactic. Medicina clasică în cazul ăsta spune trebuie să te obișnuiești, mișcare cât mai puțină și să încerci așa să te regăsești. Avem programe cu care putem ajuta pacientul să ducă o viață normală și informația de a da o reacție alergică la acidul lactic chiar dispare. În Centrul German de Biorezonanță Dermavital, situat în Calea Vitan din București, diagnosticarea și terapiile prin biorezonanță sunt efectuate cu aparatură Bicom Optima de ultimă generație. Cu aparatele de biorezonanță Bicom Optima, conectăm pacientul la aparat și se face o diagnosticare energetică, deci practic suntem în măsură să citim haosul sau dereglările energetice din organism în scop terapeutic. Intrăm prin partea informațională a corpului și activăm pe partea materială, respectiv corpul, în funcție de afecțiunile pe care le are fiecare, ținând cont de informația personală a pacientului. De sărbătorile pascale apar, ca de obicei, problemele digestive, inerente după o perioadă de post lung și aspru sau în care s-a mâncat haotic ori frugal.
Preparatele bogate în grăsimi animale pun în dificultate funcțiile ficatului și provoacă secreția în exces a bilei, cu efecte neplăcute asupra stării generale de sănătate. Cu sfaturi pentru prevenirea apariției problemelor digestive în perioada sărbătorilor pascale vine dr. Ligia Alexandrescu, nutriționist acreditat de Comitetul Internațional Olimpic. Trecut postul, vrem să trecem la o dietă pascală așa cum suntem obișnuiți tradițional, categoric cozonacul, pasca, mielul, drobul sunt pe masa noastră, sunt alimente grele, pe mai ales pentru o persoană care a ținut un post aspru de 6 săptămâni, chiar 7 săptămâni. Reînceperea alimentației mixte cu carne, care să conțină și carne, trebuie făcută treptat. Cantitativ puțin, în sensul că nu putem recomanda ziua de Paște să mâncăm pește, însă pentru a mânca tradițional cantități foarte mici, adică nu începem cu mai multe ouă, vom ciocni și vom lua un ou din care încercăm să nu-l mâncăm pe tot odată. Dacă mâncăm cozonac și cu siguranță tot românul are cozonac pe masă în ziua de Paște sau Pască, îl vom consuma între mese, nu după mic dejun copios să începem și să mâncăm și desert, ci între mese se poate mânca. Borșul de miel e destul, că a fost acolo carne de miel, foarte, foarte puțină carne în această ciorbă și să încercăm să împărțim pe mese, adică să ne propunem mănânc drob dimineața, o jumătate de ou. Și întotdeauna cu multă, multă, multă salată, în așa fel încât aciditatea alimentelor din carne să fie neutralizată de bazicitatea legumelor. Multă apă, hidratare, ceaiuri, apă, în așa fel încât bolul alimentar să se poată digera foarte bine și să nu uităm între mese să încercăm să dăm ceaiuri depurative, ceaiuri ușor laxative, iar Paștele să țină doar 3 zile, nu mai multe, mai multe săptămâni. Ecuația stilului de viață sănătos, să nu uităm că este vorba de alte trei componente pe care le uităm de foarte multe ori. E vorba de hidratare, e vorba de odihnă, de somn și de mișcare. Avem nevoie ca adulți să dormim 7 ore pe noapte, dacă se poate legate ar fi foarte bine și un pic înainte de miezul nopții. Avem nevoie de 20 de hidratare, 40 de mililitri de lichid neîndulcit. Aici ne referim la lichide neîndulcite, nu doar apă și ceaiuri. Pe zi, pe kilogram corp pe zi, 40 de mililitri pe kilogram corp pe zi și să nu uităm să ne mișcăm. Mișcarea de tip aerob este cea mai recomandată, este cald, sălile pot fi înlocuite cu herăstrău, cu parcul sau cu parcurile pe care le avem lângă casă sau pur și simplu mergem măcar 5 km pe zi, jumătate dimineață, jumătate după amiază, dar trebuie să ne mișcăm. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc sărbători luminate!